Colombianul meu preferat? Luna, m-am îndrăgostit de tine. Cânt foarte frumos. Mulțumesc. Ai sângele la tine și pune cuvântul. Eu nu sunt fan Beyoncé. Și spun chestia asta relaxat, indiferent că urlă Antonia lângă mine. Te interesează. Însă, ba da, te interesează, că altfel nu mai pun să vorbesc. Nu te pun să vorbești. Nu tu, el. Ceea ce este foarte interesant este că ai reușit să faci cântecul ăsta în maniera ta. Ceea ce e foarte important. Pentru că dacă ai fi făcut-o în maniera Beyoncé, nu mă interesa absolut deloc. Absolut deloc nu mă interesa, pentru că nu vei putea să fii niciodată Beyoncé. Din vari motive. Dar de unde știi tu ce poate nu va putea să fie, pentru că nu este... Dar nici nu cred că vrea să fie Beyoncé. Dar noi avem o polemică acum. Vrea să fie mai mult decât Beyoncé. Nu, crezi că vrei să avem o polemică ei acum? Ei vor să spună... Nu. Ce vreau eu să spun este următorul lucru. Ai o voce foarte interesantă și se vede că iubești cântatul. Miruna, ai demonstrat azi că poți să cânți ca un star internațional. Și din acest motiv, abia aștept să te revăd în semifinale. Oh, bravo! E premiul tău, asta tu te știi asta.